România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sumarul evenimentelor arată așa. Vicepreședinta Statelor Unite, doamna Kamala Harris, este acum la București, unde va începe o scurtă vizită. Vizita e menită să dea asigurări românilor că în caz de orice nenorocire NATO își va îndeplini atribuțiile și că Statele Unite ne sprijină. Acesta e mesajul din Polonia. Vizita vine după negocierile eșuate ieri între Ucraina și Rusia. Miniștrii de externe ai celor două state nu au ajuns la o înțelegere. Mai rău de atât e că pare că nu e arătată nici calea unei înțelegeri. O declarație ne-a șocat pe toți, cea a ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, care spune că țara lui nici măcar nu a invadat Ucraina. Acesta este contextul în care discutăm în această ediție specială a României în direct. Pentru că astăzi o să vă întrebăm, domnule, este acesta și războiul nostru? Știți de unde? Ideea a venit de la voi, vă spun cu sinceritate, pentru că ieri, alaltăieri, când ați sunat la program, ați spus așa, unii dintre voi au spus, dom'le, România trebuie să stea mai cu fereală, da? Adică să ajute, dar să nu se implice foarte tare, în speranța că poate Rusia nu ne bagă în seamă. Dar speranța asta, cred că e relativ vagă. Lângă mine se află fostul ministru de externe, istoricul Adrian Cioroianu. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc că ați acceptat să fiți. Bună ziua, bună aici. Ziua, mulțumesc pentru invitație. Am un obicei aici ca înainte de a porni orice discuție și de a anunța întrebările să spun câte ceva despre invitații mei ca să îi știți exact. Uităm asta să facem în spațiul public unii cu alții. Domnul Cioroianu este profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universității București, a fost ambasadorul României pe lângă UNESCO până în 2020, între 2007 și 2008 a fost ministrul de externe, europarlamentar PNL, absolvent al Facultății de Istorie, un doctorat în istorie obținut în Canada cu teza, și asta e foarte interesant că lucrurile se leagă, mitul, imaginea și cultul liderului în România comunistă. Bănuiesc că nu diferă foarte tare de Rusia prezentă sau trecută. Îl citiți săptămânal în revista Dilema Veche. Încă o dată, mulțumesc că sunteți... Cu mare plăcere, aici. Vă dați seama, preferam un alt context. Vă revăd oricând cu plăcere, dar subiectul, ca să fiu sincer, mi se pare din ce în ce mai dramatic. Nu mă refer la vizită, mă refer evident la ce se întâmplă în... Ucraina. O să vă întreb și despre vizită, o să avem o corespondență de la Cotroceni la momentul oportun. Cu ce gând ați rămas după negocierile eșuate de ieri, domnule Cioroianu? Nu aveam mari speranțe, ca să fiu foarte deschis, adică am spus-o dinainte, în măsura în care am fost întrebat, pentru că era de neașteptat ca la prima rundă de întâlniri, la prima rundă de discuții între cei doi miniștri, să se întâmple o dezghețare fundamentală, câtă vreme pozițiile celor două părți sunt deocamdată extrem de depărtate. E bine că s-a întâmplat acest contact, pentru că, vă dați seama, din punct de vedere diplomatic, semnifică și recunoașterea reciprocă între cele două guverne. Câtă vreme domnul Lavrov s-a întâlnit cu domnul Kuleba. Eu am convingerea bunoară că în 24 februarie, când armata rusă a invadat Ucraina, probabil că unul dintre scopurile pe termen scurt era decapitarea conducerii Ucrainei. Dar uite că nu s-a întâmplat, cei doi miniștri s-au întâlnit, era ireal din partea noastră să ne așteptăm la o imediat găsire unei soluții. Probabil va fi nevoie de mai multe runde de discuții. Și mai un aspect, domnule Striblea, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-a spus domnul Lavrov și adevărate, să zic așa, pentru că a spus și alte lucruri mai greu de crezut, cum amintea și dumneavoastră. Dar a spus un lucru interesant, i-a transmis domnului Zelensky să nu mai ceară o întâlnire directă cu președintele Putin, pentru că ar fi nevoie de un salt calitativ ca să se întâlnească cei doi președinți deocamdată, să se mulțumească la întâlnirile dintre miniștri. Au fost discuțiile la bază, cele desfășurate la granița dintre Ucraina și Belarus.
Ok, acum se întâlnesc miniștrii de externe, dar să nu mai fie cerută o întâlnire între președinți. Ce asta pentru că domnul Putin evident că nu dorea să se întâlnească cu Zelenski. Bun, dar ce înseamnă asta pe mai departe? Înseamnă că bombardamentele continuă, da, că atacarea Kievului continuă, nu? Astea sunt... Din păcate, e faza cea mai urâtă a unui conflict, în condițiile în care înaintarea inițială nu a dat rezultatele pe care probabil rușii le scontau, se ajunge la un război care, într-un fel, este de poziții, dar e de poziții din perspectiva celor care rezistă, a celor care se apără. Inevitabil, atacatorul e într-o dinamică și vedem că, de la o zi la zi, se conturează deja liniile de acțiune ale invaziei ruse, este partea de sud-est a Ucrainei, și eu bănuiesc că se dorește realizarea unui coridor pe teren care să lege Ucraina de Rusia ca atare, prin Donbas și probabil și prin Mariupol. Și mai este această zona a nordului, capitala Kiev. Capitala Kiev pe care nu știu dacă vor neapărat să o ocupe, de stăpânit ar fi foarte greu de stăpânit, dar simbolic căderea capitalei le-ar prinde foarte bine rușilor. Și evident rămâne discuția ce se va întâmpla la Kharkov sau Kharkiv, cum se spune mai nou, da, după ucrainieni. Dar dacă Rusia ajunge la granițele noastre, asta ce înseamnă? Nu cred că va ajunge la granițele noastre. Nu cred că va ajunge la granițele noastre din simplu motiv că ar fi o mișcare care ar întinde acest conflict pe ani de zile. Nu numai că Ucraina e o țară relativ mare ca întindere, dar e clar că ucrainienii nu renunță. Rușii ar trebui să intervină cu atacuri aeriene nimicitoare, ceea ce până acum n-au făcut. În cazul ăsta ar trebui să ocupe Odessa, în sud-vestul țării, ceea ce până acum n-au făcut. Și ca să ocupi Ucraina până la Liov și în jos până la Cernăuți, în nordul României, cred că ar fi un efort de război pe care Rusia în acest moment nu și l-ar permite. Deci nu cred că aceasta este intenția Ucrainei, Rusiei de a cuceri toată Ucraina până la granița cu noi și cu polonezii. Bun. În aceste condiții vă propun să dăm drumul și la dezbatere. 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați și din străinătate, pentru că setul de valori pe care îl aplicăm este același. Și vă întreb așa, este războiul din Ucraina și al nostru? Cum trebuie să procedeze țara noastră în această luptă? Să ajute Ucraina sau să aibă o atitudine mai neutră? Cum a descris-o unul dintre ascultătorii noștri zilele trecute, domnule, să fie mai cu fereală, să stea mai deoparte, pentru că se naște aici întrebarea, domnule, până la urmă domnul Putin, nu neapărat cu bocancii, dar ideologic și cu influența, vrea să se oprească la Kiev sau vrea să meargă mai departe? Asta e marea întrebare și ăsta e răspunsul pe care trebuie să-l căutăm. Încă o dată, 0372069599, lângă mine fostul ministru de externe Adrian Cioroianu. Domnule Cioroianu, dacă sunteți de acord, invităm să discute. Alexandru, salutare, emisiunea aici pe Facebook, mă mă și acolo, știți că dialogul în trei e un pic mai așezat, răbdare, vă solicit, Vlad, știu că ești acolo, începem cu Alexandru. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mi-e greu să fac abstracție de elefantul ăsta roz din cameră, gen nu este un război acolo, ci este doar o operațiune militară specială. Dar o să încerc să fac abstracții de chestia asta și cu un respect deosebit pentru stilul de viață și pentru societățile anglosaxone, am să fiu eu avocatul diavolului de data asta. Și aș prefera să zic că nu este războiul nostru, cu toate că trebuie să faci abstracție de geografie, să nu-ți dai seama unde este România și să-ți dai seama că chiar este războiul nostru. Dar ideea este că am să fiu eu din nou, repet, sunt avocatul diavolului și am să zic că nu este războiul nostru. Ar fi bine să stăm mai feriți și așa, să ajutăm mai puțin, dacă se poate, spre deloc. Și după aceea
România să, la sfârșit, dacă o să fie vreun sfârșit în chestia asta, să culeagă cât mai multe roade. Pentru că așa e românul. Vrea să investească cât mai puțin și să câștige cât mai mult. Dar, pe de altă parte, elefantul roz, evident, este că suntem o comunitate europeană împotriva unei comunități, mă rog, nu e o comunitate, e probabil o națiune condusă de oameni săriți de pe fix, care vor cât mai multe teritorii și aici, din păcate, Ucraina, o parte din Ucraina stă exact unde trebuie pentru ca Rusia să aibă nevoie de ea pentru Marea Neagră. Și atunci nu-mi rămâne decât să sper că cineva sau cumva îl va opri pe sau mă rog, îi vor opri pe ăștia de la conducerea Rusiei care vor neapărat războiul ăsta. Dar fără ajutorul României și altor state se poate să se facă oprirea asta pe teren? În niciun caz. În niciun caz. Și din păcate nu văd cum nu va deveni chestia asta ori un război rece, în cel mai bun caz, în cel mai fericit caz, ori un nou război rece, ori un război care să implice Rusia pe de-o parte și Europa cu NATO pe de altă parte. Stai un pic, din păcate, Alexandru. Asta e. Adrian Cioroianu chiar asta a studiat de-a lungul vieții sale. Ce ar însemna război rece aici? A, nu, dar războiul rece există, domnule Alexandru. Suntem, din păcate, într-un fel de război rece. În 2007, mi-aduc aminte că un jurnalist și istoric britanic, Edward Lucas, a scris o carte, chiar așa se chema, The New Cold War, noul război rece, și m-am gândit atunci, zic, oare nu cumva e exagerat, adică chiar așa ne întoarcem la războiul rece? Dar era vorba de Rusia anului 2007. Și o puteți găsi, e tradus în românește. Acest război rece există, adică n-are rost să ne facem că nu-l vedem. Gândiți-vă numai la magnitudinea relațiilor dintre noi, bunoară și Rusia. Am fi vecini. Ei, ceva se întâmplă. Gândiți-vă la magnitudinea relațiilor dintre Europa și Rusia, dincolo de economic. Că, într-adevăr, cu toții știm că sunt relații economice între țările care au nevoie de gaze și furnizori. Dar, dincolo de asta, ce relații există? Ne mai jucăm fotbal, alte relații nu există, da? Da, mai jucăm fotbal, da, eu știu. Sau nici măcar asta nu se mai întâmplă. Păi, până și în războiul rece, cred că erau relațiile culturale, cred că erau mai numeroase, nu dar știu acum, cum să spun. Da, Alexandru, întrebarea este dacă tu crezi că după ce isprava asta, războiul ăsta se va opri într-un fel sau altul, dacă tu crezi că viața noastră va fi la fel? Nu, n-am cum să cred că va fi la fel, pentru că, din păcate, nu cred că Ucraina are singură forța necesară să reziste prea mult. Adică eu bănuiesc că ceva de genul o lună, două, undeva Ucraina va fi forțată să capituleze fără ajutorul explicit sau fără ajutorul evident al NATO și al Europei. Și din păcate NATO și Europa încă mai stau pe gânduri și nu intră explicit în războiul ăsta și din păcate dacă Ucraina capitulează într-o lună, două, pentru că n-au cum să se lupte cu armata rusă. Este evident. Europa, da. Europa poate, adică lumea civilizată, când vorbim de Germania, Franța și așa mai departe. Noroc, acum nu mai suntem cu axa aia, nu mai există axa aia și Italia. Și noi suntem Europa, să știi. Da. Deci noi, cu toții, bineînțeles că avem forța necesară să purtăm un război cu Rusia, dar, din păcate, Ucraina nu are forța asta. Da, depinde, Alexandru, depinde cum definim și războiul, adică sigur că există un cost enorm pentru Ucraina, dramatic și uman și material, distrugeri, o posibilă reconstrucție. Dar există un cost și pentru invadatori, există un cost și pentru noi. Războiul de astăzi e mai curând, imaginează-ți așa, un fel de joc de șah pe niște planșe suprapuse. E un război din care eu aproape când am auzit că nu e războiul nostru, dar finalmente am înțeles ideea. Noi suntem parte din acest război, Alexandru. Gândește-te la toate aceste narațiuni străine unele, false de-a dreptul altele, care ne-au alimentat în ultimii ani. Și nu suntem în războiul ăsta informațional de când
a invadat armata rusă Ucraina. Suntem de câțiva ani în acest război informațional. Acum ne-am dat seama că s-a întâmplat povestea cu prețul petrolului, cu toate panicile astea care sunt alimentate, adică dincolo de orice utilizator de rețele sociale care împrăștie un mesaj negândindu-se, îl dăm la familie, la prieteni de cele mai multe ori. Dar oare de unde pleacă unele dintre ele? Unele dintre ele sunt făcute în mod categoric, sunt editate, sunt gândite, au cuvinte cheie care se trimită la anumite puncte sensibile. Ori asta e partea unui război din care suntem parte. Da. Foarte corect. Și sper cu cât mai mulți dintre noi să realizeze că ăsta este chiar războiul în care trebuie să fim și noi și de partea de cui suntem, noroc că suntem de partea corectă a lucrurilor, și sper ca din ce în ce mai puțini români să creadă că Ucraina a provocat Rusia ca să facă războiul ăsta. Sper ca din ce în ce mai puțini români să realizeze că Rusia a intrat în Ucraina cu un război și nu face operațiuni militare speciale, și sper ca tot mai mulți români să înțeleagă că noi suntem aici și, din păcate, trebuie să fim de o parte sau alta, să nu creadă oamenii că dacă stăm mai cu minți o să avem ceva de câștigat. Din contră, o să avem de pierdut dacă așa stăm e, da. Mulțumesc tare mult, Alexandru. Vlad, salutare, ești la România în direct alături de Adrian Cioroianu. E și războiul nostru sau doar al lor? Bineînțeles că este și războiul nostru. Suntem într-o zonă în care ne implică direct ceea ce se întâmplă, dar din punctul meu de vedere consider că tot ceea ce consecința atacului, noi trebuia să fim pregătiți de ceva vreme. Semnalele au fost, noi trebuia să fim pregătiți de război informațional, noi trebuia să fim pregătiți cât de cât economic să facem față lucrurile astea. S-au văzut, eu care sunt un simplu cetățean, mi-am dat seama de câteva luni că se va ajunge. Când stă omul acolo la graniță câtea luni și masează astea forțe, este clar că va avea o intenție. Pornind din 2014, de când a luat Crimea, noi trebuia să ne întărim și sper că vizitele care se întâmplă în momentul de față au ca scop întărirea economică, să facem față pe mai târziu. Nu putem să fim neutri, din punctul meu de vedere, sau nu putem să fim insensibili la suferința poporului ucrainean. Asta nu suntem, că am sărit în ajutor, dar ce înseamnă că nu putem să fim neutri? Adică nu putem să spunem că nu e războiul nostru, că este războiul nostru. Nu, dar zi-mi ce să facem concret. Bun, asta am stabilit. Adică că multă lume nu o să fie de acord, poate cu ce spui în continuare. Ce înseamnă concret că nu putem fi neutri în situația asta? Adică atât cât ne permit tratatele internaționale, atât cât ne permit tratatele din interiorul NATO, să putem ajuta Ucraina să reziste cât mai mult, trebuie să o facem. Nu sunt un ajutorul pe care îl oferim atât timp cât nu declanșăm un conflict fără să avem acceptul aliaților, putem face. Și aici sunt cei care, factorii decidenți care ne reprezintă, ar trebui să țină cont de lucrul ăsta, cu orice zi în plus în care Ucraina rezistă, ne permite nouă să facem față și mai mult asaltului rusesc. Pentru că, exact cum au declarat și reprezentanții de la Putin în jos, ei vor restabilirea sferei de influență dinainte de 1997. Că va fi război rece, că va fi orice alt tip de război, influența rusească va fi cu siguranță. Noi deja trăim în altă eră. Da. Noi de două săptămâni trăim în altă eră și lucrul ăsta, cu cât îl conștientizăm mai devreme și începem să ne pregătim economic să fim un scut în fața invaziei rusești, consider că ne va fi mai bine. Dacă nu acceptăm lucrul ăsta, iar ne vom privi cu atenție și cu îngrijorare ce se întâmplă în jurul nostru. Corect. Asta este părerea mea. Și mai este o chestie pe care... O secundă, să-ți răspundă domnul Cioroianu la asta, ca să putem... Nu, în esență, sunt absolut de acord. Pe de altă parte, îți mărturisesc, Vlad, că, uite, eu nu mă așteptam. Adică te felicit pe tine că te-ai gândit de la bun început. Eu am sperat până în ultima clipă că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că nici în momentul de față, mie nu mi-e deloc limpede ce poate câștiga Rusia.
Și mă gândeam, zic, măi, nu o să fac acest lucru pentru că ar fi o ostilizare a întregii Europe și chiar să știi că lucrurile sunt puțin mai complicate și dincolo de Europa. Nici măcar puterea care se cheamă China nu dorește să se lege de un exact eventual faliment chinez. Exact, asta acum, domnul da. Profesor. Ideea în felul următor, și cred, puteți să mă contraziceți, dar în momentul în care China va alege o parte, eu cred că în momentul de față, în spate, sunt niște negocieri politice de sfere de influență între America și China dure. În momentul de față, în momentul în care China va alege o parte, se va vedea cum se va finaliza acest conflict. Asta este părerea mea. Da, deja Putin este înțeleg. Fioara a doua în momentul de față. Te înțeleg, da. Sigur, așa e. Dar pe de altă parte, Vlad, cum să spun, sfatul meu amical, nu ca profesor, ca... Toți suntem cetățeni obișnuiți până la urmă. Sfatul meu ar fi să nu îți imaginezi foarte mult că există mari negocieri prin spatele a ceea ce vedem. Există, într-adevăr, o latură nevăzută a diplomației și, între noi fie vorba, ea chiar trebuie să rămână nevăzută. Da, povestea exact. Aia cu Wikileaks-ul și cu alea mai mult rău au făcut diplomației decât să o ajute. Dar să știi... Profesor, da, eu am... Da. Mă scuzați că vă întreb. Avem istorie... Istoria ne spune că... Au fost momente când ne-am bazat foarte mult pe vest și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Există, din punctul meu de vedere, și această incertitudine. Și sper ca aceste vizite să demonteze cât mai mult. Că, tu ai dreptate, dar nu cumva ai impresia, ia gândește-te, privește-o și de la celălalt capăt al Europei. Nu cumva ai impresia că în momentul de față vestul are în egală măsură nevoie de noi? Exact. Sunt deci, perfect de acord cu dumneavoastră. E un balans, e un echilibru în momentul exact. De față. Are nevoie exact. De noi, da? Sigur că da, bineînțeles. De ce? Păi de ce? Gândiți-vă că dacă noi n-am fi... Uitați-vă cum... De ce doamna Harris, de ce Blinken, de ce nu s-au dus pe la Budapesta? În ultimele... Budapesta joacă la două capete, am păi, stăluit asta. În cazul ăsta, cum să spun, nu numai noi ne dăm seama că Budapesta joacă, nu Budapesta, e mult spus. Premierul Orban. Sigur, administrația, premierul Orban. Or, de acest lucru își dau seama și aliații noștri, toți aliații noștri. Din acest motiv, România, că ne plângeam noi că, domne, România nu e parte din discuție. Uite, acum a venit Polonia și România. În ultimele săptămâni a fost... periplu pe la București. Gândiți-vă la miniștrii apărării care au venit din Franța, de pe unde au mai venit. Deci asta e, au nevoie și de noi, pentru că, din păcate, atâta vreme cât am devenit o familie, știi cum se spune, Vlad, că rezistența fiecărui lanț depinde de cea mai slabă za a sa. Da. Ori noi fim pe graniță, noi nu putem să fim impredictibili sau să jucăm la două capete sau să fim, să ne facem că ba suntem, ba exact. Nu suntem în NATO. Deci mai trebuie să... Mai ținem cont și de Ungaria și Serbia care sunt peste noi, care balanța din punctul meu, din ce văd, de cât de cât în partea despre referit, cum sper ca discuțiile... Balanța cui? În ce domeniu? Echilibru de influență. La echilibru de influență mă refer... Că Serbia și Ungaria alunecă în partea Cu Ungaria vor fi alegeri acum. O să vedem ce se va întâmpla la alegeri. Dat fiindcă sunt alegeri, gândiți-vă că și premierul Orban și președintele Macron, multe dintre lucrurile pe care le fac la scară internațională, le fac și uitându-se în sondajele de acasă. Ori cred că premierul Orban mizează pe o populație liniștită, care să fie liniștită, să nu fie speriată, să nu-i crească prețurile în prag de alegeri. Gândiți-vă care alegeri, în curând. Ce s-ar întâmpla dacă ar crește? De asta a stabilizat prețurile, apropo. Prețurile la benzină au fost stabilizate acolo, pentru că omul este în campanie electorală. Pe de altă parte, președintele Macron, ați văzut ce campanii de vizite face, îl sună din două în două zile pe președintele Putin. Deci, dragă Vlad, încă e diplomație și, din fericire pentru noi, încă e la vedere. Bun. Să sperăm că la diplomație se va rezuma tot. Da. Deocamdată sperăm să o mai rezolvăm așa, dar deocamdată am avut parte și de un eșec în lunile astea, poate pentru că domnul Putin are planul său care vrea să îl ducă până la capăt, dar nu mai știm care e acel capăt. Care e acel plan? Care e acel capăt? Planul eu l-am descris ca fiind așa, punerea unei puteri pro-ruse în Ucraina și influențarea cât se poate de mult a flancului estic al alianței
România, Polonia, Bulgaria, căci pe unguri i-am avut. Aveți dreptate, dar acest lucru s-ar fi întâmplat dacă armata ucrainiană depunea armele sau o parte din armata ucrainiană depunea armele și dacă președintele Zelenski era părăsit de echipă și fugeau care încotro. Ora asta nu s-a întâmplat. Ora asta nu s-a întâmplat. Acum ce l-ar opri? Hai să zicem, uite, intră în Kiev, se întâmplă ceva, cade capitala Ucrainei. Dar ce l-ar împiedica pe președintele Zelenski să se retragă mai spre vest sau, la rigoare, să facă un guvern din exil? Credeți că n-ar fi țări care să-l găzduiască în Europa? Vă garantez că ar fi și atunci, dintr-un foc, Ucraina rămâne divizată. Sigur că, repet, discutăm acum scenarii, deci impunerea unei conduceri loiale Moscovei, până la urmă n-a fost ușoară nici în Belarus, atenție, și acolo au ieșit oameni în stradă. Dar rămite într-o țară care trece printr-un război, o țară care va trebui reconstruită, aici trebuie să fie o mare înțelegere între ucrainieni în viitorul apropiat. Marius, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnilor, bună ziua, ascultătorilor. Bună ziua, Marius. Am o rugăminte la tine, intrăm în dialog și rămânem atât cât îți pui ideile. Este posibil ca la un moment dat însă să te întrerupem pentru a vorbi cu corespondenta noastră la Cotroceni, Anca Grădinaru, atunci când Kamala Harris va ajunge acolo. Acum, microfonul îți aparține. Vă mulțumesc, sigur. România, vrem, nu vrem, este afectată de acest război din Ucraina, care are graniță cu România. Eu vreau să aduc discuția un pic din punct de vedere umanitar. Fac parte din grupul de oameni care s-au sensibilizat și ajută pe refugiații ucrainieni. Pe scurt, am luat printr-o asociație o doamnă cu pisicuța la noi în gazdă și dânsa are singura rudă, o fată în Statele Unite. Și el, normal că n-are unde să meargă decât la ea. A aplicat pentru viză, Statele Unite i-a refuzat viza. Și am aflat că mai mulți refugiați ucrainieni refuză pe bandă rulantă la Statele Unite pentru viză, acum se îndreaptă spre Anglia. Aha. Mai are pe cineva acolo. Mă gândesc dacă NATO a îngăduit sau facem parte din NATO și acest război este al Europei, al nostru, că îi ținem față Rusiei. De ce nu se implică și Europa de vest mai mult și tot greul cade pe Polonia, pe România? Toți refugiații trec pe la noi prin țară, mulți o să rămână și pe aici. Și Marius, pe ei îi primesc. Marius, e absolut legitim ce spui. Problema e că, să știi, totuși mai mult pleacă spre Occident decât rămân la noi. Bună oară, ieri în România... Așa zic cifrele, da. În România ieri au intrat vreo 21.000 de ucrainieni și au plecat din România vreo 23.000. Deci, într-adevăr, intră pe la noi că suntem vecini cu ei. Dar să știi că, întâmplător, îți spun, săptămâna trecută am fost la Suceava și când m-am întors cu avionul de la aeroportul din Suceava, erau sute de ucrainieni care luau avionul din Suceava spre Italia sau spre Germania. Da, deci... dar uite, din ghinionul doamnei care este la mine, că nu are decât în Anglia sau în America. Am în două țări, le trebuie viză pentru ele. A, da, cred, da. Și nu are cum. Asta, și, da. Aici ai dreptate, am aflat după aia, prin asociații, că la America, unde ucrainienii, unii ucrainieni care vor să meargă în America, au rude, că nu se duc la necunoscuți peste alt continent, tot așa au fost refuzați de viză. Și m-aș fi gândit să fie mai drăguți americanii de data asta și să le permită să vină la ei în țară, că na. Adică să aibă și ei un program pentru refugiați, da, cum au multe dintre țările ceva europene. Ceva de genul. Da. Asta e foarte interesant. N-am studiat chestiunea asta, dimpotrivă aflasem că reglementările în astfel de situații sunt mai laxe din partea statului american, dar bănuiesc că informații... Absolut deloc. Vreau Dumnezeu să încercați să faceți o aplicație pentru viză. Acum, dimineața, am încercat să o ajut pentru Marea Britanie. E o nebunie. Are rude în Marea Britanie? Nu, în Marea Britanie nu are, că singura fata ei este în America, căsătorită legal, dar nu e încă cetățean, e rezident permanent și Marea Britanie are un prieten de familie care o așteaptă. Am înțeles, da. Mă rog, da. Eu i-am oferit și la noi aici să stea, mulțumesc Dumnezeu, sunt ok și pot să o țin mult timp, jumătate de an, un an, doi, cât va ține. Uh-huh. Să fie parte din familia noastră, dar dânsa, na, nu se fac simte... Fac o scurtă paranteză, chiar marți, dacă poți să ne contactezi din nou... Facem o ediție specială despre și pentru refugiații din Ucraina,
vom fi la gara de nord cu oameni care ajută, cu partenerii noștri de la Salvați Copiii, vom spune povești și vom vedea cum putem să ajutăm, dacă mai ești în posibilitate. Și poate chiar lași în redacție, domnule Striblea, poate să lase Marius un număr de telefon? Îl avem deja, avem numărul de telefon. Da, cu mare plăcere, sunt un ascultător al emisiunii și când am ceva de spus, doresc să intru. Am o întrebare, Marius. Am o întrebare care e importantă. Cum văd acești oameni cu care tu ai intrat în legătură și deja vorbești, ceea ce face România pentru ei sau în acest context? Cum ne percep pe noi? Foarte bine, în sensul că sunt atinși până peste măsură emoțional de binele cu care este primit, de căldura și de ajutorul pentru care îl oferim. Și, cum am spus asta, sunt în legătură cu mai mulți refugiați. Sunt foarte mulțumiți, doar că care au posibilitatea să plece în țările europene o fac și au o șansă, care nu se gândesc cât vor sta la noi pentru că au soții în Ucraina și ei speră să se termine repede. Personal nu cred, pentru că Putin e clar că vrea să controleze Ucraina. Dacă a intrat în horă, nu pleacă decât ori învins într-un fel, nu știu cum, ori cu guvern pus de el la Ucraina, în Kiev. Da, ne povestesc în fiecare zi, se ține legătura cu oamenii din Ucraina, cu bărbaților, cu familiile, ce se întâmplă, orașe care înainte nu au fost deloc atinse, acum sunt tancurile prin orașe, se trage, se face rău, au început și lucruri rele din partea armatei ruse, rușii eliberează pușcăriașii și violatorii din pușcării din Ucraina și îi lasă să facă ce vor și îi împing spre rău, adică chestia umanitară în Ucraina va fi foarte rău. Sunt 40 de milioane de cetățeni în Ucraina, dublu decât România. Vă dați seama că va fi o luptă, nu vor ceda, cum a spus și dumneavoastră. Sunt așa, foarte luptători ucrainieni și foarte iubitori de patrie. Nu vor să plece. Puțin sunt cei care au plecat bărbați dinainte și au avut posibilitate sau au reușit. Mulți s-au întors de bună voie și au dus soțiile și familiile la graniță și s-au întors de bună voie înapoi. Marius, cine citește istoria cazacilor, înțelege rezistența ucrainiană de azi. Adică asta trebuie să ne explicați. Va fi multă vărsare de sânge, din păcate, va fi multă suferință și noi românii care vom putea și vom vrea să fim aproape de ei și să-i ajutăm, să se așteptăm aici, care se va putea bine, care nu, nu știu ce să zic, că va fi. Mulțumesc tare mult, Marius. Ce spune istoria cazacilor? Istoria spune încă o dată, istoria nerepetându-se, nu vreau să spun că dacă s-a întâmplat odată, se întâmplă mereu, dar ce știm despre acești cazaci? Ei s-au luptat și cu polonezii, și cu lituanienii, s-au luptat și cu rușii, ba se aliau cu rușii împotriva polonezilor, ba cu lituanienii împotriva rușilor. Deci este un popor destul de dârz, destul de... și care de-a lungul secolelor mereu a încercat să-și facă un stat. Dar uite, a avut neșansa să se afle între două mari puteri de fiecare dată. Ba a fost între Polonia și Rusia, ba a fost, să zicem, în secolul 20, între Uniunea Sovietică și ce era Germania, vă dați seama, în al doilea război mondial. Și chiar la începutul războiului 2 mondial, ei și-au legat, unii, mă rog, și-au legat speranța de Hitler, pentru că vedeau a fi o șansă de a scăpa de Stalin. Ce s-a ales de ei, vă dați seama că nici Hitler nu i-a privit foarte bun, că Hitler îi considera slavi, nu erau arieni din punctul lui de vedere și ei săraci își legau speranța ca să scape de Stalin. Deci e o nație destul de încercată de-a lungul istoriei și de aici și, hai să zicem, reziliența, că tot e un termen la modă. Da. Sunteți la România în direct, o ediție specială. Fostul ministru de externe, istoricul Adrian Cioroianu, este alături de noi. 0372069599. Vă întrebăm dacă acesta este și războiul nostru. În 2-3 minute, estimarea mea, poate 5, Kamala Harris va ajunge la Cotroceni, acolo unde va fi întâmpinată de președinte și de membrii ai guvernului, cred că l-am văzut pe premierul Ciucă, dar și de președinții celor două camere. Anca Grădinaru, corespondentul nostru, corespondenta noastră la Palatul Cotroceni, este acolo. Anca, salutare, a ajuns doamna vicepreședinte?
Bună ziua, nu a ajuns încă, dar urmează să ajungă în cel mult câteva minute, pentru că la ora 14 ar trebui să înceapă întâlnirea cu șeful statului, cu președintele Klaus Iohannis. După cum relatam și mai devreme, va fi întâi o întâlnire tet-a-tet între vicepreședinta SUA și președintele Klaus Iohannis, apoi va fi o discuție în format extins, adică vor discuta cele două delegații, iar din partea României va asista și premierul Nicolae Ciucă la discuție, de asemenea președinții celor două camere și evident ministrul de externe. Există, spuneai, și un tet-a-tet, nu? Adică acolo avem bănuiala că se discută lucrurile importante, să zicem. Sau cele, da, lucrurile importante. Importante, principalul subiect este evident războiul din Ucraina. Și asta mai ales în contextul în care liderii de la Moscova repetă avertizările, chiar amenințările, la adresa statelor neprietene, la adresa țărilor care ajută într-un fel sau altul Ucraina. Și în acest context, România, mai mult ca sigur, președintele Klaus Iohannis îi va cere vicepreședintei Statelor Unite să sprijine trimiterea de trupe suplimentare în România, pentru că știm în acest moment sunt aproximativ 2000 de militari străini, însă marea majoritate sunt militari americani trimiși în baza unei negocieri directe între România și Statele Unite. România vrea ca acel grup de luptă al NATO să fie operațional cât mai repede în România. De asemenea, avem o promisiune a Franței că va trimite militari suplimentari aici și nu s-a întâmplat. Cei care au venit, au venit din cadrul grupului de luptă, însă acest grup de luptă nu este operaționalizat pentru că din el ar trebui să facă parte militari din 7 țări și deocamdată, din ce știm, sunt doar din 3, cel mult 4 țări. Așadar, România încearcă să convingă liderii NATO că e nevoie și cât mai repede și de militari și evident și de capabilități militare pentru a ne apăra în cazul în care conflictul escaladează. Dacă ne uităm la discursul doamnei Harris de ieri din Polonia, nu cred că vine pregătită cu un răspuns. Să ne așteptăm să comunice astăzi răspunsul la această cerere? Este posibil, pentru că ar trebui să ne aducem aminte în acest context faptul că Statele Unite au fost cele care au fost primele care au pus în alertă 8500 de militari americani pe care i-a și trimis în Europa în ultimele săptămâni, cel puțin după ce luptele s-au intensificat. Deci Statele Unite au fost lideri în a disloca forțe. De asemenea, în ultimele săptămâni s-a tot vorbit și de dislocarea de avioane, de asemenea de alte capabilități. Asta ar fi o discuție, pe de altă parte, o altă discuție ar fi sprijinul militar pe care Statele Unite continuă să-l acorde Ucrainei și deși în ultimele zile se vorbește mai puțin, adică există chiar și sfatul autorităților ucrainiene ca jurnaliștii din Ucraina să vorbească cât mai puțin concret despre ce țară acordă și anume ce sprijin militar. Asta după ce, evident, Rusia a avertizat că țările care sprijină Ucraina ar putea a făcut și amenințări fățișe la adresa României. Da, da, sigur. Anca Grădinaru, exact, ne exact. Reauzim în ediția specială de la ora 6 cu datele vizitei, 6 și un sfert după amiaza. Mulțumesc tare mult! La România în direct este Adrian Cioroianu. Ciprian, știu că ești pe fir. Luăm publicitate, ne întoarcem în 2 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ediție specială astăzi cu fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu, profesorul Adrian Cioroianu. Discutăm despre Ucraina și Rusia și vă întrebam dacă acesta este războiul nostru. Ciprian, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Striblea. Bună ziua, domnul Cioroianu. Bună ziua, domnule Ciprian. Aș dori să vă răspund prima dată la întrebare. Da, este războiul nostru. Este războiul nostru pentru că se petrece la poarta noastră. Chiar dacă mai avem un vecin, chiar dacă mai avem un mic vecin între noi și Ucraina, care este Republica Moldova, și ei, bănuiesc că sunt foarte speriați, ca și noi, dar, da, este războiul nostru. Aș dori să fac o paranteză pentru cei care spun că nu, nu este războiul nostru. Gândiți-vă că stați într-un bloc cu alți vecini, vecinul de la etajul superior îl agresează pe vecinul din fața dumneavoastră, îl inundă, îi dă foc la ușă. Dumneavoastră nu aveți nicio atitudine? Pentru că puteți fi următorul. Parabola, comparația e foarte bună, Ciprian. Încă ceva. De la începutul acestui conflict, între ghilimele, pe care rușii susțin că ei nu au invadat, nu au făcut nimica, mi este teamă de un singur lucru. Să nu înceapă al treilea război mondial sau primul și ultimul război nuclear. Foarte multe, foarte multe asimilări între Hitler și ce a făcut el cu ceea ce se întâmplă în cazul de față. Da, așa e, da. Domnul Cioroianu poate să ne spună mai multe, dacă sunt sau nu sunt asemănări. Bă, din păcate, Ciprian, sigur că e, îți dai seama, e riscant până la urmă să compari cu Hitler și de regulă în lumea occidentală astăzi, cu toții cunoscând stilul acesta pe care noi îl numeam autoritar al președintelui Putin, cu toate astea, lumea a avut în linii mari rețineri în a-l compara fie și cu Stalin. Hitler, hai să zicem că e un caz de pe altă, din altă țară. Problema e însă că discuția în ultima vreme, i-am spus lider autoritar, dar ce se întâmplă acum seamănă totuși cu aspecte din țări, dictaturi, din dictaturi precum am fost și noi, adică vedem lucruri pe care noi le aveam pe vremea fostului regim Ceaușescu, inclusiv această idee de a nu-ți, de a nu-ți putea critica țara, dacă ești la un protest, vine poliția și te ridică. Noi ăsta le-am văzut totuși în timpul vechiului regim, care era un regim dictatorial. Deci, n-aș zice neapărat că se compară cu Hitler, dar l-aș încadra pe președintele Putin în galeria istoriei ruse și aici, din păcate, au avut mulți lideri care n-au avut niciun fel de apetit democratic. O secundă, vă întrerup discuția, să spunem că vicepreședinta Statelor Unite, doamna Kamala Harris, este la București, este la Cotroceni, are loc ceremonialul de primire, asta presupune trecerea prin fața gărzii de onoare, intonarea celor două imnuri, a fost intonat imnul Statelor Unite și acum se intonează imnul României. Cei doi oficiali au stat cu mâna la inimă pe durata intonării imnului și probabil după asta are loc procesul obișnuit de discuție între cei doi. Salutarea demnitarilor, discuțiile, să spunem, bilaterale la cel mai înalt nivel cu președinții camerelor și președintele guvernului și înțeleg că după aceea urmează tet-a-tetul dintre cei doi înalți oficiali, adică președintele României și numărul 2 în administrația americană. Sincer să vă spun așa, ca o notă personală, din ce vedem amândoi la televizor, doamna Harris pare încântată de primirea asta. Sunteți dumneavoastră amabil. Eu sunt convins că e obosită, că e... Vă dați seama, gândiți-vă numai la vizita fulger pe care a făcut-o și de la diferența totuși de fus orar între Polonia și Statele Unite, România și Statele Unite.
Deci dânsa acum este într-un fel de 7 dimineața la Washington, dar deja e trezită de ore bune, adică... Sau 9, să nu greșim, nu mai știu. Cât, 9, 7 păi ore? Cred că 7 ore, 7 cât ore, e acum? E ora 14, da. 14, da. Deci eu sunt convins că e foarte obosită, dar în egală măsură vicepreședintele american Kamala Harris este un politician mai experimentat decât cred mulți români. Că zâmbește, că e amabilă, ăsta e politicianul american. Dar, pe de altă parte, are o anduranță notabilă și va discuta încă, eu știu, va sta în România câteva ore, după care va pleca și imaginați-vă că va ajunge în Statele Unite, nu știu... În mijlocul zilei de lucru. În mijlocul zilei în America, în mijlocul, da, zilei de lucru va ajunge. Exact, și se va duce la birou, probabil, direct. Da, a avut loc și o convorbire scurtă, probabil pentru fotografii dumneavoastră, trebuie să știți protocolul. Photo, da, opportunity. O convorbire scurtă între cei doi pe podiumul acela care se pune în mod obișnuit și acum cred că se îndreaptă către... Mers spre interiorul Palatului Cotroceni. Da, asta este partea ceremonială a vizitei, lucrurile partea vizibilă, da. Da, lucrurile foarte serioase încep în câteva momente. Și pe parcursul zilei așteptăm să primim informații și sunt sigur că vom primi informații. Știți că e o distanță, să spunem asta, de la poarta Palatului Cotroceni, acolo unde au loc ceremoniile, până la Palatul în sine, de asta se folosesc mașinile, da, oficiale. Da, urcă în mașini, sigur, se poate face și o plimbare, dar a luat totuși câteva minute, ori în condițiile astea, cum să spun, timpul e foarte prețios, nu-mi dau seama dacă vicepreședintele american a mâncat pe avion, a luat prânzul pe avion sau va lua prânzul la București în compania președintelui, dar e clar că vor fi cel puțin o oră și jumătate de discuții între cei doi și vă dați seama că timpul e prețios, din acest motiv au plecat din piațeta Palatului, au plecat cu mașinile. Da, o să ne întoarcem la această vizită. Ciprian, acum înapoi la tine, mulțumesc pentru răbdare, ai picat în mijlocul evenimentelor, istoria va reține că ai fost în direct exact cu noi. Te bizui pe sprijinul american, pentru că asta are multă lume în față și zice, domnule, ne-au mai abandonat odată, de ce aveți atât de multă încredere? Ce simți? Așa este, istoria ne spune că ne-au mai abandonat odată. Cel puțin, din punctul meu de vedere, cred că ne-au vândut atunci sau ne-au dat la schimb. Dar asta este altă discuție. Ciprian, e foarte bună observația ta și e bună întrebarea domnului Striblea, dar hai să discutăm puțin. Când ne-au mai abandonat? Dă-mi un exemplu. După al doilea război mondial. Păi eram în vreo alianță cu ei? Teoretic, să zicem că da. De am ce? Am întors armele împotriva regimului fascist. Da, dar, dragă Ciprian, gândește-te că în 1941, în toamna lui 40, în decembrie 1941, după atacul de la Pearl Harbor, deci americanii au fost atacați de japonezi la Pearl Harbor, una dintre țările care au declarat război Statelor Unite a fost și România. Deci noi atunci am declarat război la adresa Statelor Unite pentru că ne-a cerut-o Hitler și noi eram aliații lui Hitler. Evident că nu ne-au luat în serios, dar suntem una dintre țările care am declarat război Statelor Unite. Înțelegeți? Am plătit cu vârf și îndesat. Și am plătit cu vârf și îndesat, din păcate, cum să spun, hai să ne uităm pe calendar și să vedem câte luni am luptat noi de partea, să zicem, Germanie și câte luni am luptat de partea alianței ăștia antifasciste. Drept că am întors armele, da. Hai să fim serioși, am întors armele ca să nu fim ocupați de ruși, să nu fim eliberați de ruși. Pentru că erau la Iași. Rușii intraseră pe teritoriul țării deja. Speranța era, Antonescu dorea să-i oprească pe, între Focșani și Galați. Rușii erau în țară când am întors noi armele. Deci, după al doilea război mondial, adevărul e că noi nu eram în nicio alianță, nici cu americanii, nici cu englezii. Asta... Gândiți-vă că ei n-au putut face ceva pentru Polonia, pentru care intrase în război. Anglia intrase în război pentru Polonia. Și tot n-au putut face nimic pentru ei după război. Polonezii, da, ar putea să spună, domne, am fost trădați după al doilea război mondial, dar și ei își dau seama că nu se putea. Nu... Ciprian, da. Da, deci istoria trebuie... Aici fiecare și-au văzut interesul.
Fiecare cât cerut... poate, Ciprian. Cât poate, când da. Poate. Știi, asta e problema. Ideea e că trebuie să ne vedem interesul și acum, ori cred eu că interesul stă în valorile democratice. Încercăm să luăm pe scurt așa încă două opinii, căci sunt oamenii la telefon. Alexandru, salutare! Ești binevenit la România în direct cu Adrian Cioroianu azi. Alexandru? Bună ziua, bună ziua, domnul Cioroianu. Bună ziua, domnul Alexandru. Da, da, vă auzim. Sigur. Întrebarea mea ar fi, care război? Adică, războiul, da, este și al nostru, dar care din ele? Corect, aveți dreptate. Din punctul meu de vedere, avem un război umanitar, energetic și informațional. Da, aveți dreptate. Aceste războaie sunt și ale noastre. Da. Dar cel militar nu este al nostru. Aveți dreptate, nu, deocamdată cel militar nu este al nostru. Așa e. Și nicio țară din NATO nu e implicată. Adică, mă rog, NATO nu e implicată. NATO nu e implicată în acest război ca alianță. Ca așa țări care să ajute mai sunt. Problema se pune asupra faptului că există o dezinformare totală, atât la adresa noastră a românilor, cât și în partea rusă, cât și în partea ucraineană. Eu vă spun că sunt venit în concediu din Marea Britanie și fac voluntariat în Gara de Nord, vorbind cu foarte mulți ucrainieni. Prietena mea este jumătate rusoaică, jumătate ucraineancă. Uh-huh. Dezinformarea pleacă chiar și din Ucraina. Acolo foarte multe publicații arată poporului ucrainean faptul că armata rusă este încercuită, că este pe picior de plecare din Ucraina și războiul se va termina în următoarele 5-7 zile. Și aceste informații le-am aflat chiar ieri dimineață de la refugiați. Uh-huh. Totodată nu sunt de acord cu acest narativ conform căruia gata, toată Europa se mobilizeze militar să ajute Ucraina, că rușii vin peste noi. Păi, care ar fi scopul rușilor să atace o țară membră NATO, ținând cont de faptul că istoria ne-a arătat, nu au avut practic niciodată interes să cucerească vestul Europei. Ar fi ceva imposibil. Acolo este un război fratricid între Ucraina și Rusia, bazat pe nu știu ce, și Putin a luat o razna din punctul meu de vedere, eu mă așteptam să rămână în Donbas și Lugansk, dar finalitatea acestuia o văd la intenția sa de a lega Transnistria, Herson și partea de Odessa, să ia ieșirea la mare a Ucrainei. Ar fi foarte mult, Alexandru. Ar fi foarte mult, cred că foarte mai... mult. Da, ar fi deja foarte mult. Gândește-te ce ar însemna o Ucraina fără litoral la Marea Neagră, adică fără nicio ieșire la Marea Neagră. E destul de problematic. Nu cred că ar accepta ucrainienii. Ori rezistența s-ar putea totuși prelungi pe luni de zile. Și rezistența asta ar fi alimentată. Ar fi alimentată dinspre vest. Totodată să nu uităm și motivele care justifică Rusia, pe care Rusia le găsește ca fiind justificative pentru această invazie. Ei nu o consideră o invazie. Dă-mi un exemplu. Congresul american s-a recunoscut. Păi, în Congresul american acum s-au recunoscut cele 26 de laboratoare biologico-militare pe teritoriul Ucrainei, pe care americanii și NATO și toată lumea, adică și Uniunea Europeană, evident, le-au negat pe parcursul unor ani. Dar de unde e informația asta? Stai. Hai să ne lămurim. În primul rând că nu sunt 26. Doi la mână că nu le-a negat nimeni. Doamna Nuland în... Stai. Din anul 2017, pe site-ul ambasadei Ucrainei la Kiev, acest program este prezentat firapăr, adică este prezentat pas cu pas. Cine face parte, ce autorități, care sunt scopurile sale, ce s-a întâmplat 2017, primul anunț, 2020, reluate explicațiile, adică le-am citit cu ochii mei după ce am auzit această poveste. Într-adevăr, este posibil ca ceva să se lucreze. Da. Alexandru, nici eu n-am datele astea de care spui tu.
Tot ce vreau să spun este că întotdeauna NATO este autoritatea numărul unu în a construi un narativ prin vocea Statelor Unite ale Americii. Din punctul meu de vedere, războiul acesta și ajutorul către Ucraina al nostru constă doar în război umanitar, informațional, fiindcă există o grămadă de fake news de ambele părți, atât dinspre partea ucraineană și rusă, cât și dinspre... Păi, Alexandru, stai puțin, iartă-mă, numai puțin, Alexandru, hai să, să fixăm niște parametri în discuție. Admiți faptul că există un atacator și un atacat? Evident, evident. Păi, în cazul ăsta, eu cred că cel atacat... Până la urmă are dreptul să facă orice ca să se apere, inclusiv să cosmetizeze partea lui de adevăr, să inventeze o realitate ca să te aperi, cred că ești legitimat până la urmă, din păcate. Evident că fiecare exagerează, dar una este exagerarea celui care atacă, alta e acelui care se apără. Adică spune că fiecare minte, mi se pare puțin exagerat. În interesul său. Da, păi normal, da. Interesul, până la urmă, există și o parte morală și o parte imorală a interesului fiecăruia. Adică interesele noastre nu sunt egale. Dacă eu am interesul să dau cuiva în cap, se cheamă că interesul meu este egal cu interesul celui care se apără? Dumneavoastră ați punctat corect. Acum, revenind la discuția despre România... Aici ai dreptate, da. Deci, e clar că spuneai că suntem în război informațional, în cel al refugiaților. Sigur, nu suntem în, pe exact, războiul pe teren. Da, ai dreptate. Totodată, un alt invitat de-al dumneavoastră, invitat, ascultător, care a intrat în direct, i-a spus o întrebare referitoare la NATO, dacă are încredere în americani. Și aș vrea să ofer și eu opinia din acest punct de vedere. Nu cred eu personal că NATO ar apăra România. Efectiv, nu cred. Dar ar apăra-o la fel cum apără și Ucraina. Dar totodată, păi, dar de ce ar nici face nu cred lucru? Că Rusia ar ataca România. Cu partea a doua idei sunt și eu de acord. Dar cu prima idee nu sunt de acord. Adică de ce crezi că n-ar apăra-o? Articolul 5 specifică faptul că NATO ar interveni în a ajuta, a sprijini o țară membră atacată prin toate mijloacele, inclusiv cel militar. Din punctul meu de vedere, toate mijloacele s-ar opri la sancțiuni și alte lucruri, dar nu militar. Ok, să zicem că așa s-ar pentru întâmpla. Nu aș vedea Franța, Germania, etc., luptând să apere teritoriul României. Scenariul pe care l-aș vedea, nu știu, ar fi de genul Rusia aruncă câteva bombe de control prin Bărăgan, Serbia, din câte ați observat, este neutră, Ungaria este neutră, România execută efectiv tot ce spune NATO și America. Politica noastră externă, din punctul stai puțin, stai, vedere, stai, 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 stai să nu ne depărtăm, Alexandru, iartă-mă. Deci, hai să, pe scurt, termină scenariul ăsta, să zicem că ne atacă cineva, Rusia sau oricineva. De ce n-ar, dacă n-ar reacționa NATO, ar mai avea NATO vreo credibilitate? De ce ar mai rămâne germanii sau francezii în NATO dacă NATO ar fi așa o foaie de hârtie fără valoare? Probabil n-ar mai rămâne la un moment. Păi atunci... Probabil s-ar desfința. Păi asta dar e NATO deci... NATO a fost folosit, din punctul meu de vedere, în războaiele americanilor cu alte state. E o interpretare total greșită, Alexandru. Nu te supăra pe mine. Bănuiesc că n-avem timp, uite, domnul Striblea, îmi face... Adică nu, noi avem timp, dar mai sunt câțiva ascultători. Alexandru, NATO a fost creat așa ca să țină America aproape de Europa, să țină jos Germania, să nu aibă iar tendințe de astea hegemonice Germania, și să țină Europa protejată de Rusia. Ăsta a fost scopul NATO. Da. O să vă mulțumesc și am să... De asta am tăcut un pic, să verific din nou, poate n-am înțeles bine. Informația cu laboratoarele, cifra,
nu vine din Statele Unite, vine din America, din China, să știți acest lucru. Deci este o cifră avansată de China, dar într-adevăr un program de biocercetare a existat în, există în continuare în Ucraina și în colaborare. Dar ce înseamnă biocercetare? Cred că biocercetare e și la Spitalul Matei Balș. E mai complicat de atât, pentru că se ocupa de, cum spunea în comunicatele americane, de găsirea unor răspunsuri la diversi agenți patogeni. Da? Da. Din păcate, trebuie să ne oprim aici. Dar eu îmi dau seama de succesul acestei discuții cu Adrian Cioroianu. Ce ar fi să mai veniți? Cu mare plăcere. Mai ales că, uite, Cristian, Răzvan așteptau, da. Așteptau pe salutăm, dar sigur că o să ne mai avem spațiu în această emisiune, dar cred că o să ne vedem mai des după acest exercițiu absolut extraordinar. Și vă mulțumesc foarte mult, domnule Cioroianu. Dar n-aveți de ce, nu. Să mulțumim celor care ne ascultă, pentru că sunt probleme reale acestea puse și e bine să discutăm. Uite, schimbăm informații. Mai ales pentru discursul istoric. Cred că completarea cu fapte istorice a situației de astăzi este teribil de importantă. Da. Credeți-mă că aș prefera să vorbim despre istorie, dar fără ce se vede în Ucraina. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! O zi bună. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.